Bănuiesc că și astăzi, prin bunăvoința lui Dumnezeu, ați avut parte de o zi frumoasă. Nu știu cât de frig a fost afară, dar sper că în inima voastră este căldură și mai ales în casele voastre sau în locul unde ne ascultați. Încă o dată apreciem că ne primiți acolo unde ne primiți. Noi oricum venim cu bucurie, măcar e bine că nu știm unde ne primiți, că ne primiți în mașină sau în casă. Și ca de obicei, miercuri seara vin în fața dumneavoastră cu cine altcineva decât cu tineri. De data aceasta cu două fete speciale, Rebecca, bine ai venit. Bine v-am găsit. Și Patricia, bine ai venit. Bine v-am găsit. M-am gândit să vă întreb așa de la început, care este fata din Biblie de care vă place cel mai mult, Rebecca? Cred că fata preferată din Biblie e Lidia. Lidia din Noul Testament. Din Noul Testament, da. Ce are special? Îmi place spiritul ei de independență și faptul că era așa o femeie de afaceri. Mi se pare că se potrivește foarte bine vremurilor în care trăim. S-ar fi descurcat în generația noastră? Cu siguranță. Și ce făcea bărbatul său? O susținea. O susținea, corect. Deci ăsta este bărbatul ideal băieților să susține asta în toate lucrurile bune, pentru că ele doar lucruri bune fac. Dar era și temătoare de Dumnezeu? Da, știm că e prima creștină din Europa. Bun, și asta înseamnă că poți fi un antreprenor, poți avea succes cu tare și să fii temător de Dumnezeu? Da, cu siguranță. Ah, chiar asta îmi place. Mie cel mai mult îmi place de Estera, faptul că a fost gata să își pună viața în joc pentru viața poporului ei și pentru familia ei și pentru toți cei din poporul evreu. Și s-a pus în slujba lor și a pus viața în pericol pentru ca ei să poată să trăiască și să trăiască bine, nu în frica în care trăiau până în momentul acela. Sperăm să nu ajungem niciodată acolo? Sperăm. Sperăm și ne rugăm, dar cine știe, da, este sacrificiu. Chiar la ea apreciem foarte multă sinceritate, adică nu a bravat, nu a vrut, dar în final, dacă a trebuit, a făcut lucru cu bucurie. Chiar și-a pus viața în joc, da, pentru că nu știa care va fi finalul. Și ca să nu fie cu discriminare, de ce băieți din Biblie vă place? Am eu să subliniez ceva. Am spus că Lidia, da, o apreciez pentru că era independentă și o femeie de afaceri, dar asta nu înseamnă că susțin feminismul. Sau ceea ce a devenit feminismul. Nici nu mi-a trecut prin cap așa ceva, da, da. Când zilele noastre s-ar potrivi, da? Da, s-ar potrivi. Dar n-ai avut în calcul cumva că băieții sunt mai comozi în zilele noastre, să nu zicem că sunt leneși și nu își asumă responsabilități? Nu-mi place să generalizez. Da, niciodată nu ne gândim la chestia asta. Așa. Deci, care e băiatul din Biblie? Eu trebuie să mă gândesc puțin. Și eu. Așa, știu că nu vă stă gândul la băieți, da? Sau nu vă stă gândul la băieții din Biblie, că deja sunt duși, vă stă gândul la băieții actuali, așa. Dar bun, dacă ar fi să iei unde acolo, că acum, după emisiune, o să te gândești că altul era mai bun. Sunt foarte multe personaje din Biblie care mă inspiră și care îmi plac foarte mult. Cred că unul dintre preferații mei ar fi Ștefan și tot din, practic, cam același punct de vedere ca și Estera. Deci ai o aplicare sau chestia asta, așa? Nu, dar apreciez oamenii care sunt, care nu se gândesc numai la ei și sunt gata să se sacrifice pentru alții. Estera a fost gata să se sacrifice pentru viața poporului fizică, viața de pe pământ, dar Ștefan a fost și-a pus viața la dispoziția lui Dumnezeu pentru vestirea Evangheliei și, practic, pentru viața veșnică a Super. Celor cu care... Ăștia doi au ceva în comun cu tine? Încerc. Încerci, așa, încerc, da. Încerc. Modestie, da, dar... să nu fie exagerată. Eu am știut răspunsul și știu răspunsul. Uneori pot să mă uit la cineva și să-l apreciez pentru că nu este ca mine și îmi doresc să fiu acolo, dar la tine este că ei... se gândesc la alții și tu te gândești la fel. Ai găsit băiatul? Da, eu de obicei aleg persoanele în care mă regăsesc sau am avut experiențe asemănătoare cu ei. Nu toți facem așa, dar nu toți recunoaștem. Și personajul ăla e Toma.
Geamă nu. Da, de multe ori în viață am avut tot felul de experiențe în care mi-a fost greu să cred că există o rezolvare sau o soluție și credința mea a fost pusă la încercare. Și am urmărit și serialul The Chosen, cred că Patricia știe. Și când am văzut și... Eu chiar dacă îți bătui. Da? L-ați văzut? Sigur că da, l-am și comentat. Și m-a făcut să-mi dau seama mai bine de caracterul unor ucenici și m-am regăsit cu Toma, care calcula tot, era... tot timpul punea întrebări, de ce așa? Cel puțin Toma regizorului, prin ochelarii regizorului. Da. Hai să te întreb așa o chestie în direct, știi, părinții tăi o să fie liniștiți, don't worry about this. Toma, zis geamă, nu înseamnă că semăna foarte bine cu cineva, nu? Dacă în generația noastră ai găsit pe geamănul lui Toma, te-ai gândit să te măriți cu el? Pe geamănul lui Toma? Grea întrebare. Grea întrebare. Nu trebuie să-l cheme Toma, să semene cu el în lucrurile bune. Băiat calculat, așa. Da, are și părți bune, Toma. Cred păi că toți avem, da, are foarte multe, toți avem slăbiciuni. Și... Aici trebuie să-l aleagă Patricia imediat, pentru că Toma, la un moment dat, când înțelege că Iisus nu renunță la planul lui, Toma zice, hai să mergem să murim împreună cu el, adică te-am prins, gata, știi unde. Și o zice la modul serios, și, domne, nu este altă variantă, suntem cu Mântuitorul. Bun, dacă tot am intrat în chestia asta, unde ne-a dus Toma? Toma credincios, nu? Apropo de chestia asta, să știi, eu am spus în biserică, poate de mai multe ori, mi-aș dori toți membrii bisericilor să fie ca Toma. Necredincioși o săptămână și credincioși toată viața. Și ce fel de necredincios care vine la biserică, care e cu frații lui, care și care nu credea în învierea lui Hristos o săptămână. Și a fost sincer și după o săptămână a fost gata să moară pentru Iisus. Dar dacă tot ne-a dus Toma acolo, zi-mi 5 lucruri care o să-l facă deosebit pe viitorul tău soț. Care o să-l facă deosebit? Da, aparte, că nu te măriți cu oricine. Da. Păi, în primul rând, trebuie să aibă răbdare. Cu toată să lumea. Asculte, să mă asculte, pentru că vorbesc foarte mult. Dar noi bărbații putem vorbi și singuri, voi nu? Nu prea. Eu nu prea. Da, noi putem vorbi cu pisica, cu oricine, cu mașina. Da. Deci să aibă multă răbdare și să te asculte, le băgăm la una. Că, da. Așa? Astea sunt așa față de mine. Așa. Să aibă o relație personală cu Hristos. Asta trebuie să fie primul lucru, da. Dar noi știm asta, prin definiție, da. Da? Din aia serioasă, proaspătă, zilnică, nu așa, da. Din poze. O relație autentică. Așa. Un alt lucru. Să fie calculat, îmi plac oamenii calculați și oamenii care au principii. Apreciez foarte mult oamenii principiali, care nu sunt duși într-o parte și în alta de orice curent apare sau de orice ideologie sau orice apare nou în societatea noastră. Dar tu așa de ușor le zici că crezi că și ușoare astea de împlinit? Sau? Nu sunt ușoare, dar cu exercițiu. Așa, bun. Asta e unul din lucrurile care le-au să zic cel mai bine părinții în educația mea, să am principii și să nu mă abat de la ele. Deci astea nu sunt negociabile la tine? Nu. Corect. Nu sunt negociabile. Și? 4 ai zis. Nu, n-am zis 4, am zis 5. 5 ai zis? N-am zis 5. Noi ce facem? Noi ce facem? Am început să le enumăr și... și suntem curioși. Mai dă-ne un bonus acum, nu mai stăm. Să aibă principii și contează foarte mult și simțul umorului. Cu unul mai moroconos așa plouă? Nu plac oamenii sobri, îmi plac oamenii zâmbitori, pozitivi. Dar serioși în același timp. Da, și serioși în același timp. Patricia? Deja majoritatea l-a spus și Rebecca. Ea nici nu știe ce am vrut să o întreb și a intrat pe subiect. Îmi place, da. Păi, credeam că continuați subiectul. Normal, sigur, da. Da, și pentru mine cred că cel mai important lucru este să aibă o relație personală și sinceră cu Dumnezeu. E ușor să găsești astfel de băieți? Nu foarte, dar sunt sigură că există, sunt. Există, sigur. Există, da, și... poate că mai mulți decât ne așteptăm. Și sigur mai mulți decât vă trebuie vouă.
Da. Deci vă trebuie câte unul. Deci doi băieți acum, dacă nu o fie toată lumea, doi băieți cu principii sau așa. Da. Să fie în stare să conducă familia, să fie preot în familia lui, în familia noastră. Adică și pe tine să te conducă. Da. Am o relație personală cu Dumnezeu. Duc viața spirituală de una singură, dar într-o familie, într-o relație, consider că trebuie să fie un lider care să vegheze cumva asupra. Bun, e fain că poate doriți chestia asta, cel puțin teoretic sau așa, în romanele voastre, dar atunci e exclus să te măriți cu unul care s-o pocăi de 2 ani. Nu, atâta timp cât acea pocăință este sinceră și... Da, da, îți dai seama că el n-are cum să fie în 2 ani de pocăință cum ești tu după 20 de ani sau 10 ani de... Nu, dar să văd că... trebuie să văd că în caracterul lui există dorința de a avansa, nu vrea să stagneze în starea de... copil, corect, în credință. Te-ar deranja să îl ajut să crească, să se maturizeze? Nu. Nu, deloc. Deci doar e vorba de soțul tău. De... Bun, scuze-mă, te-am încurcat două, am zis. Da. Trebuie să mă mai gândesc un picuț. Frumos trebuie să fie. Pe voi nu vă interesează pe fete chestia asta. Acum... Asta cred că e un lucru pe care îl dorește fiecare, dar frumusețea e relativă. Da, cred că este un lucru destul de subiectiv. Adică ceea ce mie mi se pare frumos sau atractiv nu trebuie neapărat ca și Rebecca să-i se pară sau invers. Sau... Deși voi sunteți prieteni. Da, foarte bune. Până la băieți. am înțeles. Să fie deschis și sincer cu sentimentele lui, cu trăirile lui prin ceea ce trece. Să fie extrovertit. Eu sunt introvertită de felul meu și cred că nu este prioritate, adică dacă nu este, nu este nicio problemă, dar... Nu e un must, dar ți-ar plăcea. Mi-ar plăcea să fie extrovertit, cumva să mă scoată și pe mine din zona de confort mai mult. A, o să te scoată, sigur, nu? Da. Într-un fel sau altă. Uite, mă risc. Acum, ce să vă zic eu? Oricum, pe parcursul emisiunii s-ar putea să prindeți ideea asta. Ele sunt fete de păstori. Vă spun eu de la început, dacă nu o să spună ele. Și acum mă risc, știind că voi sunteți fete înțelepte. Ce-ați dori la viitorul soț de la tata? Una singură aveți voie să alegeți, deși ați alege 52. Păi, cum am mai accentuat, ar fi principiile. Principiile. Da, asta e unul din lucrurile care le apreciez cel mai mult la tati. Super. Că e un om principial. Super. Atenția de care dă dovadă. Întotdeauna e atent cu noi dacă mă simt bine, dacă sunt ok din toate punctele de vedere. Mai aduce câte o floare acasă, mai... Chestii mici care fac diferența. Da. Diferențele care fac diferența. Zi-mi, te rog, așa a fost și cu fratele tău. Sau tații sunt un pic mai atenți cu fetele? A fost atent și cu fratele meu, dar poate că puțin mai mult cu mine. Oricum băieții au un alt limbaj, da, au alte chestii, știu să... Bun, dacă am ajuns pe la părinți, ziceți-mi un pic familia în care v-ați născut, ați crescut. Ce vă amintiți frumos? Ce coșmaruri aveți? Nu am coșmaruri, sunt foarte mulțumitoare de familia în care m-am născut. Deși în copilărie pot să spun că mama a fost mai dură cu mine, atunci pe moment nu am înțeles de ce a trebuit să fie așa. Dar din momentul în care mi-a oferit educația care trebuie, conform Bibliei,
Cred că de când am început liceu am avut libertate totală, pentru că ei aveau încredere de plin în modul în care m-au crescut și știau pe cine au crescut și tot timpul, ca să nu le trădez încrederea, eu aveam grijă să fac lucrurile cum trebuie și mai apoi, când am ajuns să mă predau Domnului, am început să fac lucrurile astea de dragul lui Hristos, nu de dragul lor. Și pot să spun că au avut așa un impact foarte mare în viața mea, amândoi. Deci dacă înțeleg bine, o perioadă au semănat în tine principii, da, și apoi ți-au luat drumul. Da, mi-au dat și drumul. Și au sumat riscul. Da, și au sumat riscul. Și au zis, asta mi s-a părut cel mai extraordinar lucru. E o chestie foarte înțeleaptă, adică la cât să-ți dea drumul? La 27 de ani, da, sau la 40 de ani? Domnule, îi dăm drumul. Acum ei din urmă mai vegheau și se mai rugau, e Iisus, da, ce n-am făcut noi. Fă tu, ai grijă, înger păzitor, da, dar mare lucru, mare lucru. Dar tot timpul m-am simțit liberă, niciodată nu m-am simțit ca și cum aș fi într-o cușcă sau ca și cum aș fi supusă unor reguli sau orice altceva. Tot timpul am avut libertatea asta de plină de care m-am bucurat și eu, ca să oarecum să le răsplătesc faptul că am primit această libertate, nu voiam să le trădez încrederea care o au în mine. Deci, cumva te-a responsabilizat mai mult. Da, m-a responsabilizat mai mult. Super. Patri? Și eu sunt foarte mulțumitoare de familia pe care mi-a dat-o Dumnezeu, patate, și de părinți și de fratele meu. Am avut tot timpul o relație foarte bună. Cu fiecare membru din familie. Ceva, nimic, da? Acum am mai avut noi diferențele noastre să și ne-am mai... Să nu crea lumea că fratele e perfect. A, nu. Da. Și nici eu nu sunt. Am mai avut certuri, am avut și câte o bătaie. Deci, familie normală. Dar, în general, ne-am înțeles foarte bine și pot să zic că fratele meu a fost unul dintre cei mai buni prieteni mei și este în continuare, chiar dacă acum are familia lui. Te înțelege cu sorul ta. Da. Sigur, cum să nu. Super. Da, și cu părinții pot să spun că sunt cam de aceeași părere ca și Rebecca. Au semnat în mine niște principii foarte bune și m-au crescut într-un mod foarte bun care se... A dat roade. A dat roade, da. Funcționează, sigur. Și am încercat să nu-i dezamăgesc, să păstrez principiile care m-au învățat și să mi le însușesc. Puteți fi liniștite că sunt mândri toți de voi, dar nu spun întotdeauna, știi că să nu. Spuneți-mi, că tot am menționat eu că sunteți fete de slujitori, avantaje și dezavantaje să fii fata păstorului, fata împăratului, așa s-a prezentat una. Că știi cum, toată lumea, și la un moment dat, frate, vă invit să veniți pe la noi, pe la biserică. Eu m-a prins așa într-o pasă, zic, dar, domnișoare, cine ești tu să mă inviți la biserică? Ia așa s-a uitat senină la mine. Și eu sunt fica împăratului. Pac, mat, gata, dacă fata păstorului mă invită, ce zice tata ceva? Sună imediat. Cum e să fii fata împăratului? Destul de dificil. Adică? Am avut perioade de profundă frustrare din cauza asta, pentru că tot timpul ești în vizor, oamenii caută să găsească o pată la tine și să se lege, nu neapărat de tine, cât de părinții tăi. Și... Nu se poate lega de ei, se leagă de tine, că e mai ușor. Și tot timpul, nu știu, am fost supusă de multe ori unor gândiri legaliste, deși eu cred că am libertate de plină în Hristos. Și lucrurile astea m-au afectat. Deci a fost o anumită presiune, da? Da, a fost o anumită presiune și se simte... Bun. Oare erau și oameni care o făceau în mod inconștient? Nu știu ce să zic. Nu. Da, e greu să intri în mintea lor. Cum a fost, poate? Dar vreau să-mi spui și un avantaj. Eu nu pot să zic că am trecut atât de mult prin asta. Am avut câteva momente în care... Puțin pot să zic că mi s-a întâmplat și mie chestia asta, dar nu... Mi se pare că am avut o relație normală cu ceilalți membri ai bisericii, cu ceilalți copii ai bisericii, deși am fost cam singură în
generația mea de vârstă, ceilalți tineri, copii, erau ori mai mari, ori mai mici ca mine. La fel și eu, exact aceea situație. Nu e chiar comod, așa e? Nu, deloc. Și cu cine ați cupla mai bine? Cu ei mai mari sau cu ei mai mici? E o curiozitate. Eu cu cei mai mari, pentru că a fost și Titus, fratele meu, care e mai mare decât mine și atunci poate stăteam mai mult după coada lui. Dar știi că asta a fost un avantaj? Da. Eu cred că e mai mare, că totdeauna trebuie să tragi după ei, știi, să fii la nivelul ăla. Și cei între mine și cei mai mici decât mine era diferența mai mare de vârstă decât între mine și cei mai mari decât mine. Și atunci, cumva, totuși eram puțin mai aproape de cei mai mari. Da, dar, ca și avantaj, pot să zic că am avut oportunitatea și harul să întâlnesc foarte multe persoane, foarte mulți oameni din slujire, din alte biserici, din alte țări, care probabil că n-aș fi avut aceleași oportunități dacă nu aș fi fost fata păstorului. Da. Avantaje? Un avantaj. Tot timpul am primit răspuns la orice întrebare. Acasă? Acasă, da. A, deci tu aveai telefon direct? Poate dacă aveam altă familie și nu erau atât de bine informați despre tot ce înseamnă credință, Biblie, Dumnezeu, probabil nu primeam un răspuns așa de clar asupra tuturor dilemelor și a întrebărilor mele. Știi, asta este interesant. Mă gândeam să vă întreb ceva. Și mă gândesc că sunt cel puțin două situații. Să fii copil de slujitor, teoretic, îți dă linia asta directă. Da. Este și varianta cealaltă, că de multe ori copiii slujitorilor discută cu oricine, numai cu părinții, nu. Că este chestia asta, nu discuți cu părinții, da? Și întrebarea mea ar fi, cât de ușor se apropie un tânăr de păstorul lui? Din proprie inițiativă. Depinde de păstor. Normal, tot la noi se întoarce, știi? Întrebarea mai grea pentru voi, că știe tata, dar așa, acum trăiți și voi în lumea asta. Da, nu știu, cred că depinde de problemă și depinde de cât de deschis e păstorul. Dacă văd că sunt cazuri în care unele persoane sunt mai dure, și atunci, de frică, unii tineri nu ar veni cu problemele lor la păstorul lor, pentru că probabil nu ar înțelege și nu știu. Chestia aia cu adevărul în dragoste? Să clădești o relație în timp și atunci omul va avea încredere? Uneori poate că nu este destul timp ca să creezi acea relație. Poate că ai nevoie atunci de un mentor, de un ajutor, de un răspuns și poate că nu există perioada aia de timp de care poate să fie de ajutor. Bun, hai că am eu altă frământare. De ce v-am adus aici? Să găsesc răspunsul, da? Pentru mine și pentru alții. Să zic că nu am fost suficient de înțelept să clădesc o relație cu voi, cu tineri, în timp. N-am fost nici chiar barbar, da? Dar nu am fost foarte, foarte aproape. Aș avea șansa să recuperez ceva, să iau o inițiativă acum, să mă apropiu de tineri. Aș fi respins din start sau? Nu, eu cred că orice poate fi remediat și recuperat pe parcurs. Nu cred că există o situație care se termină într-un anumit fel și nu mai există scăpare sau o remediere a situației. Mai ales dacă mi-aș cere iertare, spune, băi copii, n-am avut suficientă minte, n-am avut timp, n-am avut cutare, îmi pare rău de anii care au trecut, dacă vă pot fi cu ceva de folos. Există și eu pe aici. Da, cred că asta ar fi probabil cea mai bună opțiune, să fiți sinceri cu tinerii, cu copiii și să fiți oarecum vulnerabil în fața lor, să fiți sinceri că ați greșit, că... Nici mie nu mi-ești toate. Da. Asta este... Pe mine una nu mă ajută cu nimic scuzele.
M-ar ajuta mai mult o schimbare de atitudine dacă păi adică încerc, să se vadă încerc. Lucrul ăsta, că e mult mai de preț decât... Dacă îți cer ajutor, îți spun, dom'le, eu voi încerca, dar acum nu vreau să vă promit marea și sarea, că după 10 ani, când văd că nu mi-a ieșit cum am vrut, nu o să vă promit că în 3 săptămâni o să-mi iasă. Da, și ca să ajungi la acțiune, prima dată trebuie să vii în fața lor și să spui, îmi pare rău că până acum nu am făcut, uite, de acum vreau să... Măcar anunț, da, măcar anunț. Că dacă nu îi spui nimic, de unde o să știe tânărul respectiv să vină la tine și să-ți ceară ajutorul? Da, da, schimbarea se vede, e foarte vizibilă când se întâmplă o schimbare, inclusiv de comportament, atitudine, la nivel relațional. Bun, mă gândesc și la chestia asta. Apar și eu, știi, până acum n-am existat, acum exist, tu te întrebi ăștia ce caută, adică vine să ne spioneze, până acum nici nu știu că existăm, nu ne știu numele și acum vine și ne zâmbește. Ce interesare, eu știu, nu știu. Complicată viața asta, da, cu slujitorii, cu tinerii. Hai că deja mamele voastre știți de când așteaptă. Zice, fii atent, o întreba ce ar lua bun de la tata. Dar nu întreba nimic de mama care o chinuit cu ele. Bun, de la mama ce păstrați frumos? Ce păstrați frumos de la mama? În primul rând, înfățișarea. Păi să știi că exact la asta m-am gândit, de la nu să zic eu, deci asta. Și am călcat pe urmele ei și în ceea ce privește slujba pe care o am acum. Deși nu mi-am dorit niciodată să fiu profesoară, aici a fost tot providența lui Dumnezeu. Și te-a influențat un pic și mama sau nu? Da, m-a influențat, dar de la un moment dat, nu de la început. Mm-hmm. Și am adoptat niște lucruri de la ea. E profesoară bună? Da. Da? E exigentă. Ți-a fost și ție profesoară sau nu? Da, am fost la ea în clasă 4 ani. Deci acasă și la școală? Da. Cum e? Și acasă și la școală, nu? M-a ajutat să trec dincolo de linia mea de confort. Tot timpul a avut așteptări foarte mari de la mine ca să excelez în absolut tot ce încep. Chiar dacă nu fac performanță, dar să dau tot ce mi-e bun din mine. Și fiind foarte dură cu mine, m-a ajutat să depășesc limitele pe care... N-am vrut să zic că dură, exigente, da. Bun, înțeleg. Da, duritatea, eu nu o văd ca pe un lucru negativ. Nu. E la principii, am înțeles, la tine e la principii. Și acolo. Eu acum, ca și profesoară, chiar dacă nu sunt la o materie foarte importantă, educație plastică sau vizuală, din domeniul artelor vizuale. Pe cum să nu fie foarte importantă? Că la toți ne place frumosul. Nu o consideră așa, dar nu fac lucrurile de mântuială. Încerc să dau tot ce e mai bun din mine și să-i fac pe copii să conștientizeze unele lucruri și să exceleze chiar și în domeniul ăsta. Poha, ce idee mi-ai dat. Dacă știam, cine crezi că făcea decor aici? Nu mai băteam noi cuie prin pereți sau așa, dar poate există data viitoare. Așa. Ce luăm de la mama? Cred că revin la primele personaje despre care am vorbit, și anume slujirea. În copilărie mai ales, am avut foarte mulți musafiri la biserică, am avut foarte mulți slujitori care au venit și în general îi cazam la noi acasă și nu... Stăteam într-un apartament micuț, nu aveam foarte mult, dar cu toate astea nu am auzit-o pe mama aproape niciodată plângându-se că iar avem musafiri, iar trebuie să fac de mâncare, iar trebuie să pregătesc, nu știu ce. De fiecare dată a fost foarte deschisă la slujirea aceasta, la ospitalitatea. E meticuloasă, așa îi place să le pună. Oh, da. asta era un pic problema noastră. Asta era un pic problema. Copii, vin musafiri mâine, hai să facem curățenie, hai să... Și da, nu v-a dus într-o zi să ziceți, mamă, nu mai trebuie niciun musafir, lasă-ne. Mie nu mi-a plăcut tot timpul să am musafiri, cred că asta am luat de la mama. Mm. Mi-a plăcut tot timpul să avem musafiri, să pregătim, să așa și asta este un lucru care cred că l-am moștenit de la ea. Super. Discutăm lucruri frumoase, am o curiozitate.
Te naști în familie de slujitor, tată bun, mamă bună, vrei, nu vrei, vrei toată ziua la biserică, nu există, deci la noi nu există negociabile, că plouă, că ninge, că e departe, că nu știu ce. La un moment dat le faci cum le faci, le mai faci cu bucurie, le mai așa. Întrebarea este, și e obligatoriu să începi o relație personală cu Dumnezeu? Și dacă da, cum se întâmplă? Foarte ușor, în mod natural? Da, e obligatoriu. Doar că e foarte mare, e foarte greu să faci diferența. Din momentul în care eu am crescut într-o familie, ca și a mea, în care am fost dusă de mică la biserică, știam tot ce trebuie să știu despre Biblie, deja totul era o monotonie și nu știam dacă cu adevărat am o relație cu El sau e din pură obișnuință, ca și o tradiție. Și știu că în perioada liceului am fost foarte pasivă din punctul ăsta de vedere și eram foarte dominată de tot ce însemna trenduri și tot ce vindea lumea și, și la facultate m-am înscris într-un domeniu destul de superficial, deci și am studiat artele vizuale, specializarea mea a fost pe design vestimentar. Nu e un lucru rău să studiez asta, dar mediul nu a fost unul foarte plăcut. Am avut colegi extraordinari, doar că mediul nu era unul potrivit. Era normal pentru ei, pentru lumea lor, da? Și deși l-am primit pe Hristos în inima mea și m-am botezat și pot să spun că aveam o relație cu El, nu a fost atât de intensă precum a început să devină din anul 2 de facultate, când a început referendumul. Aveam, venea să spun recensământ. Ok. Da, referendumul a avut așa un impact foarte mare în viața mea și mi-am dat seama la facultate că nu pot să fiu la mijloc și că nu pot să fii și cu lumea și cu Domnul și că trebuie să alegi clar de care parte să fii. Și la momentul în care am decis că planul lui Dumnezeu pentru mine nu este despre mine, ci este despre a-L face cunoscut pe El și a-L cunoaște într-un mod mult mai profund decât am făcut-o până atunci. Și de atunci pot să spun că am o relație profundă cu Hristos și că lucrurile s-au schimbat radical. Am devenit mult mai conservatoare decât am fost înainte. Deci, dacă înțeleg eu bine, poți crește într-o familie foarte faină, pe principii foarte bune, încerci să ai tot timpul o relație normală, sănătoasă cu Dumnezeu. Da. Te gândești la un moment dat că și botezul ar fi normal să-l faci dacă tot ești acolo așa. Uh-huh. Și după asta poți să-ți dai seama că se poate aprofunda relația cu Dumnezeu. Da. Dar că până, pot să spun de curând, că n-a trecut mult timp, 2 ani, nu pot să spun că am fost așa de interesată. De 2 ani, parcă mi s-au deschis ochii și am așa o sete în mine de cunoaștere. De... Bun, dar probabil, așa să fim sinceri, nici nu erai foarte diferită de ceilalți din lumea evanghelică, nu? Nu eram foarte diferită. Că de asta nu te deranja deloc. Că dacă tu mergeai cu valul și toți erau așa mai adormiți, o adormită între adormiți, care-i problema? Adică ești chiar normal. După asta îți pui probleme serioase. Și când îți pui probleme serioase, se mai schimbă ceva în viața ta. Apropo, dacă unii vă regăsiți pe strada pe care umbla Rebecca atunci când era un pic așa mai visătoare la altceva, nu trebuie nici să vă rebotezați, nici să nu știu ce, ci trebuie să aveți o viață, un moment în viață în care spui, Doamne, mulțumesc că m-am trezit și de aici vreau să fiu mai serios împreună cu tine. I-am zis-o bine? Da. Da, bun. Patricia? Și eu mă regăsesc destul de mult în ce zice Rebecca. Tot așa, crescând într-o familie bună și care au semănat în mine principii bune și așa. Trebuie să înveți versete când te cede. Da, asta toate vin la pachet. Nu pot să zic că am avut o fază de rebeliune sau de... Am fost tot timpul. Am mers la biserică, am fost cu minte, am învățat, am ascultat.
toate cele. Am citit din Biblie, m-am rugat, dar cred că tot când am ajuns la facultate s-a produs în mine, cum a zis și Rebecca, o sete de cunoaștere. Mi-am dat seama, din nou, crescând în biserică, la liceu baptist, din 1-a până la 12-a, tot la liceu baptist, am fost, cumva, am crescut într-o bulă. Noi credem că știm evanghelică, ce se întâmplă dincolo, dar vine momentul în care îți dai seama că... Exact, credeam că știu cum e lumea, credeam că știu, dar ajuns la facultate, eu sunt la, am terminat, de fapt, facultatea de fizică, fizică medicală, și n-am avut niciun coleg pocăit sau din mediul evanghelic și mi-am dat seama cât de diferită e, de fapt, lumea decât mă așteptam și tot așa am luat-o, am ajuns să iau o hotărâre că ori sunt cu lumea, ori sunt cu Dumnezeu, nu pot să fiu undeva la mijloc. Și am început să caut mai mult, am devenit destul de pasionată de apologetică, de cunoașterea mai bună, nu doar a lui Dumnezeu, așa ca și relație personală, ci și a viziunii creștine, a motivelor pentru care cred în Dumnezeu. Nu doar la nivelul... O acceptare, am acceptat, da, că da, da, așa exact. Au zis cineva, da? Cred și știu de ce cred. Am vrut să caut, exact, dovezi, cum să explic că Dumnezeu există, cum să explic că este, după părerea mea, cea mai logică privire asupra vieții, creștinismul și... O, ce îmi place că ai zis asta, că mulți, când e vorba de o relație cu Dumnezeu, nu mai veșnicia o în minte. Dar viața are cu adevărat sens tot cu Dumnezeu. Deci eu am zis, da. Dacă, nu că nu cred în veșnicie și cred că the best is yet to come, știi? Dar da, da. În același timp spun, după cunoștința care o am și ce poate face Dumnezeu, dacă o săptămână ar trebui să trăiesc și fără nicio veșnicie, tot cu Dumnezeu merită. Deci chiar viața are sens aici, pe pământ, cu Dumnezeu. Băi, așa mă bucur că ați venit împreună, că voi, deși spuneți lucrurile diferit, le spuneți la fel, adică chiar iese bine. Și eu nu mă gândesc la chestia aia, știi, faptul că de două ori îți vorbește Dumnezeu același lucru, poate că ar trebui să le iei cu seriozitate. Cine știe cine urmărește? Zice, băi, ar fi vremea... nu știu, viața aia așa cu și, și, nici, nici, e faină sau... Da, minima 100%, nici aici, nici dincolo. Este foarte nesigur, sau nu știu, nu nu ai o pace în inimă, nici la nivel sentimental, nici la nivel rațional. Că nu poți să zici că nu-mi pasă deloc, că îmi pasă cât de da, Dumnezeu, dar în același timp îmi pasă mult și de lume. Și atunci nu... Cumva nu se împacă, adică e clar, nu se împacă cele două. Și mai multe chinuri. Cumva, da, e un chin, o tulburare continuă. Rebecca, ai luat hotărârea. Partea asta cu și și nici, nici. Trebuie să știi ambele părți, exact. Și noi ne-am dat seama de ambele părți cum sunt în momentul în care am ajuns la facultate. Pentru că, chiar dacă noi fiind la liceu baptist, știam, așa, aveam o vagă idee, dar era ideea bună care se prezintă pe site-urile de socializare și pare tot atât de fantastic și parcă ai vrea să guști un pic și din ce se întâmplă acolo, că pare foarte atrăgător. Dar în momentul în care ai ajuns în Sodoma și în Gomora, e bine să ajungi în Sodoma și Gomora, dacă ajungând acolo te transformă și ajungi conservator și ajungi pe... Da, din nefericire nu toți care ajung acolo. Da. Am eu o expresie cam dură și mă bucur în dreptul vostru. Știi, toți știm pilda fiul risipitor. Și întrebarea mea la un moment dat era, de ce nu s-a întors mai repede? Adică din punctul meu de vedere te poți întoarce înainte de a pleca de acasă. Că pleci de acasă înainte de a pleca de acasă, știi? Pleci în sufletul tău.
Și am zis, bun, domne, nu s-a întors în ogradă, adică nu s-a pocăit de gândul lui, nu s-a întors în ogradă. Ce nu s-a întors? Nu știu, după 10 km, după 20, și expresia mea este, nu trebuie să ajungi la porci ca să te întorci. Deci nu trebuie să ajungi în ultima fază. Dar dacă totuși a ajuns acolo, șansa este tot Dumnezeu, dar... Da, e bine să ne deschidem ochii. Acum, asta a fost bătălia din totdeauna. Să-L crezi pe Dumnezeu că rău e rău sau să ajungi să guști tu ca amar e amar. Da, cu cât gustăm mai puțin, cu atât e mai bine, îl credem pe Dumnezeu. Când ați luat așa hotărârea, gata, pentru Dumnezeu cu toată inima, ce ați pierdut? Nu consider că am pierdut prea multe. N-am pierdut nimic, de fapt, că tot ce am pierdut e ceva trecător care, dacă stăm să analizăm, nu are nicio valoare. Nu, ai pierdut ceva prieteni. Dacă i-am pierdut, înseamnă că nu ar fost. Nu mai pun întrebări, că nu ies bine. Dragilor, sper că pentru voi a fost o seară superbă. Pentru mine a fost chiar o seară în care sunt încântat. Sunt încântat, acum vă spun, chiar le cunosc părinții, dar n-am avut timp să le cunosc copiii prea mult. Mă așteptam să fie niște copii buni, că, no, știți, într-o emisiune aduc din aia, într-una mai din aia, dar nu m-am așteptat chiar să fie așa de bine și fain. Mai ales că la mine unii mă cred sau nu mă cred, nu e regizat. Deci voi nu știți nimic ce vă întreb, că nu știu nici eu. Deci de unde să știți voi dacă nu știu nici eu? Și atunci e fain așa când lucrurile vin de la inimă. Am o frământare, dar am și o încurajare așa în inimă. Mă gândeam în timp ce vă ascultam, Doamne, de unde se găsească ele doi băieți așa la așteptările astea, la nivelul ăsta? Și apoi am zis, Iisuse, sigur, ia-i tu, nu? Asta am zis. Deci cu încredere în Domnul să aveți parte de o viață frumoasă la vremea potrivită, când va hotărâ Dumnezeu, o căsătorie binecuvântată și tot ce hotărăște El, chiar dacă planurile voastre sunt frumoase. Pentru că așa este, planurile noastre sunt frumoase, planurile lui Dumnezeu pentru noi sunt desăvârșite. Noi avem așa planuri, pentru o zi, pentru o săptămână, pentru o viață, zicem noi. Dumnezeu are planuri pentru fiecare zi și are planuri pentru veșnicie. Vă mulțumim că ne-ați primit. Rugați-vă pentru fete, rugați-vă pentru noi, pentru cei care ne ajută să ajungem în casele voastre. Și nu uitați, suntem binecuvântați să fim o binecuvântare pentru alții. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi! Mulțumim de invitație!